Radu, care are nevoie de operație pentru a putea duce o viață normală, băiețelul de 7 ani din Bumbejiu are o hemiplegie stânga spastică, iar la vârsta de 2 ani a fost diagnosticat cu epilepsie. Copilul nu mai poate participa nici la ore după ce crizele s-au accentuat. Operația care i-ar schimba viața micuțului costă 10.000 de euro, însă familia nu dispune de această sumă. Băiețelul meu are o problemă destul de gravă de la naștere, diagnosticul fiind de hemiplegie stângă spastică, adăugat o epilepsie focală care de la vârsta de 2 ani am tratat-o și în momentul de față nu mai răspunde la tratament. Epilepsia focală este destul de gravă, având în jur de 15-20 de crize pe zi. Mi s-a recomandat ca modul de rezolvare a acestor probleme este operația care costă în jur de 10.000 de euro, o operație care poate fi făcută la un spital în București și are dreptul și el la o copilărie în care să se bucure ca toți ceilalți copii, să fie fericit, să poată zâmbi, să se poată bucura de orice clipă de veselia bucuriei. Mama lui Luca spune cât de greu este pentru micuț, dar și pentru familie să înfrunte soarta nemiloasă. Apelăm la dumneavoastră ca să ne bucurăm și noi alături de el, de zâmbetul lui, de veselia lui, să nu mai spună de câte ori încearcă să fac câte ceva, mami, dar eu nu pot pentru că sunt bolnav. E destul de greu să treci prin astfel de momente, să știi că e copilul tău care toată viața va depinde de tine. Cei care vor să-l ajute pe Luca pot dona în contul afișat deschis pe numele Stoienescu Sandu la BRD. Intervenția chirurgicală urmează a fi făcută în București.